Certificatul digital COVID este disponibil pentru toți cei interesați să-l obțină. Acesta ne poate fi de mare ajutor atunci când dorim să călătorim în străinătate. Trebuie să știți însă că nu ține loc de pașaport sau act de identitate. Certificatul trebuie să fie creat cu cel puțin 5, -5 zile lucrătoare înainte de utilizare. Pentru a putea genera acest certificat, trebuie să ne conectăm online la pagina oficială, unde vom avea de urmat mai mulți pași. Documentul este valabil un an de zile și conține date personale. Important de știut este că el nu înlocuiește pașaportul sau carte de identitate. Atunci când vom părăsi țara și ne vom afla în punctul de trecere a frontierei, polițistul ne va scana codul QR de pe certificat și va avea acces la datele cuprinse de acesta. Documentul cuprinde informații despre modelul vaccinului și și data vaccinării pentru a putea călători mult mai ușor în străinătate, vom putea genera un certificat verde COVID. Pentru a putea beneficia de acest certificat, vom intra pe internet, unde vom accesa pagina oficială pe certificatcovid.gov.ro, unde vom introduce adresa personală de e-mail. Tot pe adresa personală vom primi un link de autentificare care ne va duce la pagina inițială. Pe această pagină vom intra la certificat nou, unde vom avea nevoie de datele personale, privind atât datele noastre personale, cât și date despre vaccin. Acest certificat va rămâne atât în memoria calculatorului, a telefonului sau îl putem printa. Acest certificat va putea fi păstrat în format digital sau printat. El va fi necesar doar dacă doriți să părăsiți țara și trebuie prezentat în punctul de trecere a frontierei.